Am revenit alături de dumneavoastră, dragi prieteni, l-am condus pe invitatul nostru, Adrian Enci, care a fost alături de noi în prima parte a emisiunii, ex-antrenorul Rapidului, cel care creditează, iată, în continuare, formația pregătită acum de Nicolae Grigore, drept principala favorită la promovare, de fapt ce și-ar dori Daniel Nazare, Adi Enci, Rapid și Universitatea Cluj, în opinia lui, cele mai îndreptățite formații să aspire la promovarea directă, însă lupta, spuneam și în discuțiile cu el, rămâne una extrem, extrem de atractivă pentru următoarele și ultimele 6 etape din sezonul regulat. Da, într-adevăr, toate au intrat în linie dreaptă, toate echipele, cu excepția celor de la Turis. S-a făcut și o ultimă modificare de antrenor la Comuna Recea. Practic toate echipele acum au loturile stabilite, au antrenori. Unele au plecat în pregătire, altele pleacă de luni. Vorbeam de Metaloglobus mai devreme. Și Cixereda pleacă tot luni și, în Antalya. Da, două echipe în Turcia. Poate pleacă cu același avion, ce știi. Da. Ideea e să vedem cum se vor prezenta la startul acestui campionat din acest an. 20 februarie, să le spunem celor care se uită la noi. Să sperăm că până atunci vor fi terenuri bune, pentru că nu toate terenurile de la Liga a doua se prezintă în condiții foarte bune și contează foarte mult aceste ultime 5-6 etape pentru fiecare dintre echipe ca să avem un clasament final. Este o ediție totuși inedită, pentru că niciodată până acum nu s-a jucat doar turul fără retur. Da, așa este. Se joacă tur cu play-off și cu play-out. Mulți au contestat lucrul ăsta. Știu că au fost multe voci în momentul în care s-a stabilit modul de organizare, dar dacă stăm să ne uităm acum, cred că a fost o decizie bună. Ar fi fost mult mai multe meciuri pe terenuri și mai proaste și nu cred că ar fi fost bine așa. Eu cred că s-au jucat 20 de meciuri sau 19 meciuri, dacă nu se iau în calcul cele ale... Da? Plus meciurile din play-off și play-out, eu zic că este suficient, te duci undeva pe la 30 și ceva de meciuri, este suficient pentru un sezon. Da, spuneai tu de terenuri, iată că sunt multe echipe care în această perioadă, în căutarea unor suprafețe bune de joc, au venit la București, spuneam de Universitatea Cluj, care se află în cantonament la Mogoșoaia. La această oră, gruparea pregătită de Costel Ianache joacă cu CS Tunari. De asemenea, Farul Constanța, echipă care se află cantonată chiar aici în București, se pregătesc pe o bază sportivă pe teren sintetic în apropierea noastră. Farul care evoluează la acest moment într-o partidă amicală cu cei de la Unirea Slobozia. Rapidul joacă la Progresul Spartac. Petrolul se află în continuare în cantonament la Săcele, la această oră partida amicală cu o grupare de Liga 3 AFC Odorheiu Secuiesc. Echipele, așa cum spuneai și tu, Daniel, se îndreaptă cu pași repezi către startul noului sezon. Se fac acum cosmetizările necesare la toate nivelurile. Loturile s-au cam conturat. Puține mișcări se mai pot face de acum încolo. Așa este. Dar totuși echipele cu pretenții, cu multe sezoane în Liga 1, parcă s-au mișcat mai bine. Și mă refer la Petrolul, la Rapid, la Cluj, chiar și la Craiova, în mare măsură. Se vede că lupta va fi una. Nivelul nu este ridicat, trebuie să fim foarte sinceri, dar lupta este foarte mare, da? Adică nu este o echipă care face diferența și domne, le bate pe toate și e diferență foarte mare de locul 2 sau... Ceea și Craiova, de altfel, e foarte plăcut. Da, Craiova sigur că este pe primul loc, dar este un pic peste celelalte competitoare. Nu e o diferență atât de mare să spui, domne, vor promova fără probleme. Nu, dar interesul, Daniel, este foarte mare și din alt punct de vedere, faptul că toate echipele care vor fi în primele 6 vor pleca în faza următoare competiției cu punctele acumulate. Da. Și aici nu se mai împart la... Nu se mai împart. Da. Pentru că dacă se împărțeau, lupta devenea și mai echilibrată. Asta... Așa, ai un avantaj dacă pleci cu punctele corespunzătoare. Asta a fost și o discuție care s-a purtat și la Liga 1. Hagi, în momentul în care Viitor a luat titlul și Mudică, când a luat Astra titlul, au spus, domne, nu-i normal. Noi am muncit până aici, de ce ni le împarte la jumate? Pentru că echipa de pe primul loc e mai dezavantajată celelalte, da? Dar, până la urmă, cred că o ediție bună, s-a jucat un tur, sau aproape să se termină un tur, și oarecum... Dacă s-ar fi jucat și tur și retur, probabil că valorile s-ar fi cernut mai repede. Așa, nu există chiar o ierarhie exactă, pentru că nu s-au jucat toate meciurile. Adică am jucat unele meciuri poate mai grele acasă și unele cu cei mai slabi în deplasare. Nu există o matematică. Da, până la urmă, fotbalul nu este matematică, că dacă ar fi matematică, ar trebui să promoveze Petrolul și vedem că e pe locul 9, da? Care e cel mai bun, cel mai mare buget. Daniel, la două puncte, cum spunea și Adi Enci, o singură partidă câștigată te poate arunca între primele 6. Pe de altă parte, dacă pierzi, poți ieși din acea zonă. Însă spuneai tu de achiziție, este clar că echipele cu pretenții de a merge în
play-off, au mutat semnificativ, au căutat măcar să mute cât mai convingător în această perioadă. Iar Petrolul, una dintre echipele care au punctat foarte, foarte important, uitați-mi eu să precizez, pe lângă cei trei jucători pe care i-am amintit, și Viorel Lică, experimentatul fundaș central de la Farul Constanța, ultimele două sezoane un jucător de bază acolo, 25 de ani, a întărit și el defensiva Petrolului. La celălalt capăt al clasamentului, să spunem așa, punctat de Comuna Recea, care, iată, l-a numit antrenor pe Florin Fabian, în locul lui Nae Constantin, care, Daniel, nu s-a mai dus la Recea, a expirat. Dar care spunea că se va înțelege, sau primarul de acolo spunea că vor ajunge la o înțelegere. Așa le spunea președintele. Sau președintele. Până la urmă, antrenorul nu a mai... Probabil că și-a dat seama că riscă și poate a retrogradat. Și n-a vrut să... Daniel pe ultimul loc. Știu, dar dacă tu streci la CV, e la o carieră la început, dacă tu streci în primul... la prima echipă antrenată în CV, retrogradare, nu cred că e bine. Eu cred că ăsta a fost calculul lui Nae Constantin. Acum domnul Fabian e din localitate, din zonă, de acolo a vrut și el să ajute, nu poate, nu este treaba, nu e o tragedie. Deși am înțeles că domnul Fabian are licență pro. Da, 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 și Nicolae Constantin... Adică la Comuna Recea avem antrenor cu licență pro la FC Botoșanu și la el. Da, ești mereu cu licențele, dacă ești și antrenor, ai și tu licență. Spuneam de Comuna Recea, echipă care a adus prin Nicolae Constantin 15 puncte și care, iată, se pare că mută, nu știu cât o mai fi valabil, cât o mai putea să marcheze Paul Batin, de exemplu, care ar fi prima achiziție din această iarnă. Fotbalist bun pentru Comuna Recea. Pe un post unde cei de acolo l-au pe Marius Coman, îți aduce aminte când ne spunea președintele Florin Gherasim, domne, Coman e de-al locului, deși a avut oferte și adevărat, și Petrolul s-a interesat de el, este principalul marcator al celor de la Recea, nu, Coman rămâne aici. Dacă vine și Batin, ar mai trebui să vină și Bud de la Călăraș și gata, am făcut echipa în atac, Daniel. Da, e o prezență insolită, Comuna Recea, mie mi-a plăcut, mai ales că au scos câteva rezultate interesante, au împiedicat granzii așa câte un pic, sau uneori chiar au reușit, alteori au încercat. Până la urmă n-a fost totuși o echipă care să n-adune niciun punct sau... Are 15 puncte, are 15 însă, Daniel, trebuie să ne întrerupem puțin, pentru că ne mutăm din nou pe arena unde evoluează în mod constant, în calitate de gazdă, Progresul Spartak, disputa amicală atractivă cu Rapid București. Cristi Frisk ne oferă acum mai multe amănunte, inclusiv formațiile. Ce s-a întâmplat, Cristi, în prima repriză? Care este situația acum? Salutare din nou, este 1-0 pentru Rapid după prima repriză. Golul a fost înscris de Bălan, dar am să istorisesc pentru că sunt niște întâmplări frumoase din punctul meu de vedere. Ce s-a întâmplat? Spunându-vă mai înainte că avem cele două formații. Rapidul, pentru că asta interesează cel mai mult, a început cu Devenish Harrison în poartă. Linia de fund a fost alcătuită în prima repriză din Goge, Dandea, Zunici și Florică. La mijloc, Pănoiul, Jorza, Drăghiceanu, Hurtu, Rare și Lie, în față Bălan, autorul unicului gol de până acum, în minutul 36. De partea cealaltă, antrenorul Andrei Erimia la Progresul Spartak a mizat pe următoarea formulă de echipă: Boican, Stroie, Alexandru, Vlad, Parteon, Șandru, Silvian, Matei, Pacionel, Viciu, Alexandru, Eduard Radu și Mihai Ion, o formulă neschimbată. În schimb, din minutul 46 încolo, rapidiștii joacă într-o garnitură totalmente modificată, așadar au intrat alți 11 fotbaliști după pauză în echipa din Giulești. Aceștia sunt Drăghia în poartă, jucători de câmp, Leasă, Nastos, Ignat, Simică, Bogdan Barbu, Lazar, Cetăr, Ioniță, Ernest și Clistei. Observați deci că Ernest, cel care s-a transferat recent de la Sporting Oșiorii de Vede, este în garnitura Rapidului. Acum să povestim un pic ce s-a întâmplat în prima repriză. Mai întâi a fost un gol marcat de Bălan, dar anulat greșit din punctul meu de vedere pe motiv de offside. Bălan s-a trezit cu mingea în minutul 23 lângă poartă, dar aceasta a venit de la un adversar. Asistentul de pe atacul Rapidului, văzând poziția de offside a atacantului giuleștean, a ridicat panionul, iar centralul Ana Maria Terteleac a validat această decizie, deși din punctul meu de vedere putea să jocul să continue, mingea venind, repet, de la un progresist din careu. Apoi a fost eliminarea lui Dandea în minutul 30. Dandea, care face, sau a făcut, mai bine zis, pereche de fundaș central cu Zunici în prima repriză pentru giuleșteni, a luat al doilea galben după o intrare tare asupra lui Mihai Ion, cu care se mai ciondănise și cu câteva minute înainte. Din punctul meu de vedere, Dandea trebuia să se abțină, mai ales că este un jucător experimentat. El a reușit contraperformanța de a lua două cartonașe galbene undeva într-un interval de 3 minute și măcar ca nivel de exemplu, nu este bine pentru mai tinerii săi coechipieri.
Apoi a venit golul din minutul 36, un contraatac rapidist. Bălan a sprintat de undeva de la centrul terenului. E la limita acea fază, dar hai să dăm credit de această dată asistentului, să nu spunem că a fost offside. Oricum, o țâșnire viteză foarte bună a lui Bălan, care a fost angajat de Drăghiceanu, s-a dus până în careu și a marcat pe sub portarul Boican. Așadar, 1-0, suntem deja în primele minute ale mitanului secund. Jocul rămâne la fel de atractiv, timpul frumos, e o ofertă foarte bună pentru ambele formații să joace un fotbal de calitate. Cristi, până începe sezonul, Cristi, dacă îmi dai voie, până începe sezonul, mai avem ceva vreme, mai Rapid se aliniază la Start cei de la Rapid. Este clar că e o perioadă de căutări, de pregătire, formațiile nu pot fi acum la potențialul maxim, dar cum ți se pare Rapid, că de ei ne interesează în acest moment, sub comanda lui Nicolae Grigore? Da, e evident acea perioadă în care trebuie să se creeze chimia între antrenori și jucători. Deocamdată este o formulă care a dat satisfacție în prima repriză. Pentru cea dintre a doua repriză nu avem minute suficiente ca să ne formăm o părere. Eu cred că garnitura rapidistă dintre minutele 1 și 45 poate să fie una pe care să se mizeze și în campionat, acolo unde disputa este pe puncte. Voiam să spun, dacă mai permiteți, și că sunt probleme destul de mari de efectiv la echipa din Liga a III, la Progresul Spartac, care a pierdut 4 jucători în această pauză competițională, toți plecați spre alte cluburi ce pot plăti mai bine. De asemenea, Petcu are clavicula dislocată, iar Andrei Grigore, cel care a marcat împotriva Rapidului în Cupa României la acea victorie epică pentru progresiști, are ruptură de menisc sau cel puțin este suspect de acest diagnostic medical și s-ar putea ca în sezonul de primăvară să absenteze din tricoul albastru. Cristi Frisc, noi te auzeam în prima parte a campionatului, era o plăcere pentru noi, de la partidele de la Turis, turnul Măgurele. Ce amănunte mai ai dacă s-a trimis urtia oficială către federație pentru a certifica retragerea din campionat? Știm că la Turis nu mai este niciun jucător, tu poate ești mai bine informat decât noi din acest punct de vedere. Deocamdată nu, acel act care pare o formalitate în momentul de față nu a fost înaintat către Federația Română de Fotbal, dar pentru că timpul trece și soluțiile de a înlocui o echipă cu o alta, măcar să facă act de prezență pe teren în cea mai rămas din sezonul regulat, sunt din ce în ce mai mici șansele să se întâmple acest lucru. Foarte probabil pe parcursul săptămânii viitoare Gloria Buzău va avea încă o echipă, hai să spunem așa, în această lojă a retrașilor în pauza competițională din Liga Secundă. Îmi face, cum să zic, foarte rău să vorbesc despre așa ceva, pentru că ne obișnuisem cu toții, acolo era un stadion frumos, o echipă de oameni inimoși și din conducere și cei care erau pe lângă formația Turist Oltul Turnul Măgurele și iată cum de la echipă candidată și la o secundă distanță de promovarea în primul eșalon ajungi să te retragi, cu toate că matematic șansele pentru accederea în play-off-ul Ligii Secunde în acest sezon nu erau epuizate, sau cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Cred că va veni cât de curând această hârtie și cu asta cred că visul telormănenilor de a avea o echipă în prima ligă se va nărui încă o dată. Cristi, mulțumim pentru aceste amănunte de la partida Progresul Spartac Rapid. Vom comunica noi rezultatul final și eventual marcatorii care au mai apărut pe tabela de marcaj. Ținem legătura și ne auzim aici la Metropola TV. Mulțumim foarte mult, Cristi Frisc. A fost Cristi Frisc, colegul nostru de la Turnul Măgurele, care, iată, cel puțin deocamdată Daniel nu a trimis acea hârtie către Federația Română de Fotbal. Pare clar o formalitate, echipa nu va mai continua, aici avem certitudine, însă Cristi, iată, spunea ceva de Gloria Buzău, probabil că și el, acaparat de evenimentele din ultimele zile, nu cunoaște că cei de la Gloria sunt în cantonament și că vor continua competiția. A fost așa un du-te vino, cum puteai și tu puțin mai devreme. Da, într-adevăr, e bine pentru Gloria Buzău care a venit, e totuși un oraș mare, echipa plecase, deja începuse pregătirea, să totuși la o primărie, dacă renunți la sprijinul pe care îl acorzi unei echipe de fotbal sau de altă disciplină, anunț, domne, din vara viitoare tragem obloanele sau din anul 2022. Să faci lucrul ăsta în timp ce echipa a plecat în pregătire, mi se pare o mare eroare. Dar acolo poate a fost și o stratagemă de a îndupleca Federația Română de Fotbal să scape de acea prevedere care nu le permitea să promoveze cel puțin din sezonul următor. Dar e bine că sunt totuși 20 de echipe în Liga a doua în momentul de față. Iată, Pandurii Târgu Jiu, o altă grupare greu încercată, care va afla foarte probabil, dragi prieteni, pe data de 3 februarie, dacă va mai putea continua competiția. Este un nou termen în procesul pe care conducerea de la Pandurii, Lignitul Târgu Jiu, a intentat
Campionatul Asociațiilor, care ar trebui să verse în bugetul echipei o sumă considerabilă, Daniel și dragii telespectatori, de vreo 3-4 milioane de euro. Ar fi un adevărat rai la Târgu Jiu dacă se întâmplă acest lucru. Așadar, bandurii au plecat în cantonament la Timișoara, unde vor sta vreo 3 săptămâni, Daniel Nazare. Cantonament spartan. Spartan, cu câteva partide de verificare. Iată că vreau să punctez că și echipele cu probleme pregătesc atent etapele care mai sunt de disputat și mai apoi, în cazul pandurilor lignitor Târgu Jiu, participarea în play-out. Da, e totuși o echipă care și-a s-a confruntat cu niște situații de desfințare, de decizii, de... Până la urmă, iată că merg mai departe, să vedem cum se vor prezenta în momentul de față, dacă vor reuși să iasă din zona retrogradării. Iată, Daniel, că l-avem la telefon și ne bucurăm pentru acest lucru. Îi mulțumim pe președintele formației Metaloglobus București, domnul Marius Burcă. Îi spunem la mulți ani și așteptăm vești importante de la o grupare care are în continuare un obiectiv important, calificarea în play-off. Și mai departe vom vedea, domnule Burcă. Bună ziua! Bună ziua! Așadar, Metaloglobus București pregătește atent partea următoarea competiției. Câteva mișcări notabile, suntem informați. Un cantonament în Turcia. Destule elemente importante în viața echipei pe care o conduceți, domnule Marius Burcă. Așa este. Așa este. Chiar în momentul ăsta să discutăm un meci amical în compania celor de la Tunari. Știți cum era pe vremuri, minut cu minut, Metaloglobus are 2-0. Ne spune și marcatorii, frații Herea printre ei? Nu știu. Frații Herea? Păi dacă vreți, eu pot să vă spun ce vreți. Eu n-am o problemă. Adică, glumesc. Nu. Coman, 1-0. 2-0 Ovidiu Herea. Și 3-0 Kazan. Pentru că s-a mai marcat încă o dată. Așadar, domnule Burcă, deci, frații... Cum era pe vremuri, ați prins în direct un gol. Da, spuneam, frații Herea, jucători intens disputați în această iarnă, au rămas la Metaloglobus, dar înțelegem că prin grija dumneavoastră a conducerii clubului, lotul aflat la dispoziția lui Gabi Manu a fost serios completat. Ce ne puteți spune din acest punct de vedere? Serios. Sunt 3 noutăți. Aș fi vrut din tot sufletul să o prezint și pe a patra, dar... Până la finele emisiunii aveți timp, domnule Burcă. Să sperăm, să sperăm. A revenit Potecea, chiar de la Tunari, jucătorul nostru de altfel. Am semnat cu Manuel Botici de la, care a fost la Petrolul. Și al treilea, Mendez Aguilardo, a mai cochetat el cu fotbalul din România, a fost acum vreo 2 ani de zile la Iași, din jucător din Portugalia. Și al patrulea jucător va veni în aceste zile? Al patrulea jucător aseară era semnat. Astăzi nu mai este, așa că vă pot anunța. A plecat cu semnătura, domnule Burcă? A plecat cu semnătura? Nu a plecat cu semnătura, dar cum știți prea bine, noi nu putem să concurăm cu echipele mari din campionatul. Mari, ghilimele, că sunt din orașe mari, cu foarte mulți bani. Și în momentul în care primește dublu față de ce îi oferă Metaloglobus, nu mai stă pe gânduri și semnează. Dar Metaloglobus, domnule președinte, se comportă ca o echipă mare. Iată că este una din puținele formații din Liga a doua alături de Csíkszereda, care merge într-un cantonament în Turcia. Este de actualitate în continuare? Cum? Mâine se pleacă, la fel cum pleacă și Csíkszereda. Mâine la ora 10 sunt în avion. Normal că este de actualitate. Sunt perfectate vreo 3 jocuri acolo. Iar undeva în data de 4 sau 5 februarie se vor întoarce. Și cu DSP-ul ați rezolvat sau? Vă rog? Sunt rezolvate problemele cu DSP-ul, să nu aveți probleme la revenirea în țară? Păi problemele cu DSP-ul sunt la fel rezolvate cum au fost rezolvate și de către cei de la FCSB. Pe de altă parte, după cum prea bine știți, Turcia nu mai este în zona galbenă. Da, a ieșit din zona, așa. Da, așa că nu cred că este niciun fel de problemă. Și repet, nu mergem doar noi în aceea zi, adică mâine, data de 24, inclusiv Csíkszereda pleacă. Și din câte știu, au și ei vreo 6 meciuri amicale. Așadar, domnule Burcă, probabil că a fost și o cerință a antrenorului Gabi Manu, dar cu siguranță și un deziratat al dumneavoastră. Lotul care va pleca mâine în Turcia este în proporție de 95% cel pe care Metaloglobus se va baza în mineretur. Da, aveți perfectă dreptate, nu vă ascund, jucătorul care trebuia să semneze era fundaș central și dacă l-am fi avut,
Dacă l-am fi avut, am fi fost, cred, în proporție de 95-98, cum spuneți. Practic, funda stânga, din ce înțeleg eu, își dorește antrenorul să dubleze. Și atunci cred că suntem închiși. Ar fi lotul complet cu care abordăm returul, dacă pot să-i spun așa, sau următoarele 6 etape pentru a ajunge în play-off. Obiectivul, domnule Burcă, impus de dumneavoastră conducerea clubului, este legat clar de participarea în play-off și acolo mai vedem după aceea. 100%, după cum prea bine știți, noi doi am mai vorbit și la începutul campionatului, v-am spus și atunci, repet, în fiecare an Metaloglobus își dorește o mai bună clasare față de ultimul an. Dacă ne-am clasat pe locul 7 anul trecut, o clasare mai bună înseamnă cel puțin locul 6. Dacă anul ăsta este un pic atipic și va fi nevoie de un play-off, atunci este obligatoriu să fim în aceste 6 echipe. Da, suntem și noi curioși, domnule Burcă, ne aducem aminte foarte clar că Metaloglobus a început ca din pușcă sezonul. Băieții au obosit puțin pe finalul anului. Ar fi normal acum nu să începeți la fel de bine acest mini-retur care aduce în prima partidă un adevărat derby, zic eu, la Ploiești cu Petrolul. Doamne ajută să aveți gura aurită și să începem la fel de bine, cu o victorie ar fi ideal. Sincer să fiu că și așa nu ne aude nimeni, nu m-ar supăra niciun egal, dar... Nu știu neapărat dacă va fi un derby sau dacă e capital pentru o echipă sau alta. Mai sunt încă și noi și Petrolul au încă, vom mai avea încă 5 jocuri. Și se poate întâmpla orice. După cum prea bine ați văzut, sunt 10 sau chiar 12 echipe care aspiră la primele 6. Păi da, domnule Burcă, dar știți la fel de bine ca și noi, că de acum încolo fiecare partidă va fi cam o finală, pentru că nu prea mai ai timp să recuperezi dacă, din păcate, rezultatele nu sunt cele dorite. Aveți perfectă dreptate, că cred că la sfârșitul celor 20-21 de etape, fiecare punct va conta. Cred că se va repeta, la fel ca și am trecut, după cum prea bine știți, Metaloglobus a fost la egalitate de puncte cu Rapid și consider că și am trecut trebuia să fim în play-off. Și anul ăsta cred că un punct sau poate chiar egalitate va exista între locul 6-7, chiar 8. Asta e, cred eu, pentru că echipele sunt cam de aceeași valoare și nu cred că există vreo echipă, chiar dacă este Craiova cu ceva puncte în față, nu cred că se va desprinde. Până la urmă, deci, domnule Burcă, Turis este singura echipă care, din păcate, nu va mai continua competiția. SCM Gloria Buzău a reconsiderat statutul și va merge mai departe sub comanda lui Ilie Stan. În schimb, sunteți foarte bine informat. Moment, din câte știu eu, Turis n-a trimis nicio hârtie oficială. Da, păi asta vreau să completez. Nici Turis n-a trimis o hârtie oficială, dar toți jucătorii au plecat. Așteptăm și noi o clarificare, ca și dumneavoastră, de altfel, din partea celor de la Turis. Să știți că am înțeles că există și posibilitatea să continue. Ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla acest lucru. Nu știu cu ce... Da, nici aici nu mi-aș da cu părerea dacă este bine sau rău. Dacă duce campionatul până la sfârșit, este foarte bine. Dacă doar încearcă și peste 2, 3, 5 etape să retrage, atunci nu mai este bine deloc. Și după cum prea bine știți, dacă s-ar retrage după 6 etape, ar influența. Sau și dacă se retrage, acum influențează clasamentul. Președintele va însoți echipa începând de mâine sau va merge la 2-3 partide amicale, având de rezolvat în continuare și alte probleme aici la București? Președintele are ședință de comitet executiv marți. Deci va rămâne în București câteva zile și sper să ajung și eu alături de băieții undeva joi, vineri. Din câte știu, este un joc amical cu Tom Tong vineri. Deci la ala aș vrea, cel puțin, să ajung. Domnule Marius Burcă, mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Dorim drum bun băieților și un sejur reușit acolo în Turcia. Este de muncă, evident. Și așteptăm revenirea echipei acasă pentru a vedea potențialul adevărat și cu noile achiziții al celor de la Metaloglobus. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Doamne, mulțumim frumos. Metaloglobus, iată că a mutat. N-am reținut foarte clar al treilea jucător. E un nume de portughez. Mendoza, Potecea, care se întoarce de la CS Tunari. Ghenobici, care venise la un moment dat, dar până la urmă a fost detașat la Tunari. Și se pare că cel mai important nume, Daniel, iată ce se poate întâmpla în Liga a doua, Antama deja aseară, ar fi dispărut de pe lista celor de la Metaloglobus, alegând o formație
mai generoasă la capitolul financiar. Perioada de mercato este și pentru Liga 1 și sunt multe echipe care își caută jucători. Evident că dacă aud că au alte oferte, intervin și fac oferte. Dar pare puțin curios că semnase acești jucători. Bine că nu puteau fi depuse la federație documentele, dar jucătorul semnase cu cei de la Metaloglobus o înțelegere, până la urmă care n-a mai fost valabilă pentru că cineva a auzit și a plusat acolo unde era. Eu cred că Gabi Manu a vrut mai multe transferuri în momentul de față, dar s-au reușit doar 3 și asta este situația. Vorbeam de omogenitate, Daniel. Da. Dacă noi mutăm 7 jucători... Da, dar probabil că vrea mai mult în condițiile în care vrea să atace promovarea și atunci are nevoie de lucruri. Adică mult să fie mai lotul mai consistent mai și consistent. Numeric, să spunem așa. Că valori... Gândește-te că se va juca chiar și la 3-4 zile, terenurile sunt proaste, e adevărat că joacă pe propriul teren la Metaloglobus, pe sintetic... Aici sunt oarecum avantajați, dar dacă ne uităm pe rezultatele pe care le-au avut în tur, ei au scos rezultate mai bune afară decât pe propriul teren. Da, e o echipă puțin specială, pentru că ții și o legătură cu o serie de jucători de acolo, chiar și cu Gabi Manu, se antrenează ba pe la Baza Stelei, ba pe la Clinceni, ba pe la Cernica, ba pe la Tunași. E un fel de Chindia Târgoviște, adică, așa, Ligia 2. Bine, bine punctat. Și totuși lucrurile au mers bine pentru cei de la Metaloglobus. O echipă experimentată care, iată, în general, Daniel, a reușit să-și păstreze jucătorii, pentru că au și câțiva fotbaliști cu nume trecuți pe la Liga 1. Metaloglobus este bine populată din acest punct de vedere. Au rămas și frații Herea. Au venit băieții ăștia acum să-i vedem la lucru, nu să-i vadă Gabi Manu. Pleacă în Turcia, deci amical cu Tom Tonsk. Faptul că sunt primii sub linia play-off-ului denotă faptul că vor trebui să adune puncte în primele 2-3 etape ca să mai emită. Prima meci cu Petrolul, care e meci direct și Petrolul are nevoie de puncte. Exact. Că... Și ultimul, Daniel, e cu Rapid. Ce ar însemna, știi că l-am avut pe Ovidiu ieri aici, și punctat, ce ar însemna ca acea dispută, ultima, să stabilească play-off-ul. Să stabilească care configurația play-off-ului, da. Merge acolo. Da, e devreme de spus pentru că sunt multe echipe. Eu vreau să le văd în prima etapă cum se vor descurca și cum vor depăși. Gândește-te ce se întâmplă dacă în februarie dă o zăpadă sau terenul va fi prost. Noi ne gândim, Daniel, și la prima ligă, pentru că urmează și la prima ligă. Și e foarte greu acum la începutul etapei. Uite, începe un meci acum la în 10 minute la Sfântul Gheorghe. Sepsi cu Astra. Spuneam că și la prima ligă e greu după această pauză foarte scurtă ca echipele să revină în ritmul așteptat. Și meciurile sunt foarte, foarte rapide. Joci marți, după aia vineri, deplasări, nu mai știu când ai timp să te recuperezi, să mai faci un antrenament. Și nici la Liga a doua, cred că în prima apariție sau în primele apariții din acest mini return, din 20 februarie, chiar dacă timpul a fost suficient, că ne spunea și Adienci, ca în 6 săptămâni, Daniel, ar dura un ciclu normal de pregătire al unei echipe pentru ca ea să se prezinte la ora startului în cele mai bune condiții. E totuși o discuție și cu aceste cantonamente în Antalya. Dacă, bun, te pregătești acolo 2 săptămâni, terenurile sunt bune, ai meciuri amicale, dar dacă vii aici și terenul e prost și e frig, te ajută aceste cantonamente? E o întrebare pe care... Și care conduc, dacă au luat această decizie, probabil că ei știu mai bine, dar bun, acolo e cald, e bine, dar când vii aici, bine, s-ar putea să fie cald și aici în februarie, că nu este exclus. Dar acum, dacă o să fie zăpadă, ce faci? De ce mi-ai făcut cantonamentul? Din punctul ăsta de vedere, dacă mă uit pe lista formațiilor care sunt acum așa, deci spuneam că FC Craiova lui Mititelu este la Mogoșoaia, unde va susține miercuri, dacă nu mă înșel, nu? Un meci amical interesant cu Cluj, parcă. Viitorul Pandurii au plecat la ora de acolo, unde e casa lor, la Sân Martin. Rapidul cantonată la Znagov, dacă nu greșesc, aici în zonă. Dunărea Călăraș, care se întoarce astăzi din cantonamentul efectuat la Târlungeni. Asupoli Timișoara a preferat să rămână acasă la Timișoara, având acolo toate condițiile necesare. Ucluj este la București, spuneam, la Mogoșoaia. Metaloglobus pleacă în Turcia, Cixereda pleacă în Turcia, Petrolul parcurge în continuare un stagiu centralizat la Săcele. Fiecare echipă cum crede că poate pregăti mai bine noul sezon, nu? Da, pe de-o parte poate și aceste cantonamente în țară te ajută și la buget, pentru că să mergi cred până că e mai scump, Daniel, cred. Nu știu, probabil. Că te costă și avionul. Avionul este cel mai scump, nu neapărat cazarea, dar poate că e și un nou mod. Ideea e că în România nu prea ai unde să te pregătești, adică unde ai condiții. Ideea au venit Craiova și Ucluj și Farul Constanța. Au venit la București pentru că la Mogoșoaia și la Znagov sunt terenuri. Sunt terenuri și sunt și mulți adversari prin zonă, Daniel. Astăzi mai poți să joci un amical, dar dacă te duci la Sân Martin, nu știu cu cine joci pe acolo. Te duci în Ungaria. Nu știu dacă ai voie acum în Ungaria. În Ungaria mi se pare că e pe lista roșie, nu ai voie. Dar vreau să spun, adică în București, aici, fiind multe, mai joacă între ele. Dar dacă pleci la Oradea... Da, uite, Farul joacă cu Unirea Slobozia astăzi, Metaloglobul joacă cu cei de la Tunari,
Cluj au și meci, Rapidul joacă cu Progresul. Adică sunt, știi de ce? Pentru că e important că și echipele de Liga a treia, în linii mari, și-au reluat pregătirile. Bine, acum nu știu cum e cu asta, trebuie să ai teste probabil și la Liga a treia. Probabil. Pentru a evolua în aceste partide amicale, că cele de Liga a doua, dacă sunt și în cantonament. Dar gândește-te să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim că ar fi fost și tur și retur. Ar fi trebuit să înceapă campionatul cum a început la Liga 1 pe 10 ianuarie. Da, deja aveam primele etape acum. Da, dar echipele de la Liga 1 au început unele să se pregătească pe 29-30 decembrie. Da, au avut două zile libere, 1 și 2 ianuarie, după aia au intrat în program normal. Aminte că Bogdan Andone la FC Voluntari a avut antrenament cu echipa și pe 1 ianuarie. Pe 30, pe 31, pe 1 ianuarie, pentru că preluase gruparea ilfoveană de puțină vreme, timpul era foarte, foarte scurt, ca asta spuneam. Am ajuns cam Premier League. Exact, numai calitatea nu este fotbalistică, nici nu aveam pretențiile astea, deși Daniel, să știi că am receptat de la cei care se ocupă, meciurile de primă ligă sunt în continuare destul de bine văzute de public. Lumea se uită la meciurile de Liga 1. Se uită bine și situația asta cu pandemia. E și lupta asta care e acum la titlu, da, e un drog pe care nu poți să scape așa ușor și evident că te uiți, dar e clar că interesul a scăzut față de acum 10-20 de ani. Iar noi așteptăm cu nerăbdare, dragi prieteni, data de 20 februarie pentru a vedea din nou aici, în direct la Metropola TV, partide interesante din Liga a doua. Lupta va fi una foarte, foarte aprigă pentru ocuparea unui loc de play-off, nu? Ăsta este obiectivul cel mai important. Și etapă de etapă, Daniel, vor fi adevărate meciuri cheie, pentru că cine pierde de acum încolo nu prea mai are timp să recupereze. Uite, gândește-te la Petrolul care joacă cu Metaloglobus. Ce însemna un eșec pentru Petrolul? Cu tremur. Cu tremur. Deci, practic, chiar dacă le-ai ținut pe Viorel Moldovan până acum, o să te dispensezi de asta. Eu cred că nici la Metaloglobus, Daniel, ar fi ușor dacă pierde. Că... N-ar fi, dar totuși o meci la Petrolul, da, fiecare... Ce mă gândesc, Daniel, serios, uite, de Metaloglobus. Vine finanțatorul și zice, fraților, ați vrut Turcia, v-am dus în Turcia. Da. Ați vrut 4 jucători, v-am adus 4 jucători. Ai pierdut primele două meciuri, se cam îndepărtează de play-off. Dar dacă pierzi primul meci, mai e șanse matematice. Da, două, deci matematic se mai poate ajunge până acolo. De asta zic că prima etapă nu va fi, dar să vedem cum arată echipele, pentru că noi le-am văzut într-un fel în turul campionatului. Acum sunt schimbate. Schimbate, de asta spun. Adică, să vedem noutățile la lucru. Da, dacă Craiova va avea același ritm pe care l-a avut până acum, ar fi interesant de văzut. Da, Daniel, eu mă gândesc că dacă aceste echipe au adus în general jucătorii consacrați, spunea și Adi Enci, invitatul nostru din prima parte a emisiunii, de Rapid, nu? Iată-l venit de la UTA pe Ursu, iată-l pe Alexandru Ioniță, jucători cu mare experiență. Spuneam de Petrolul, Silviu Pană, Bărboianu, Viorel Lică, Sergiu Arnăutu, oameni de asemenea cu experiență. Cioinac la ASEU Poli Timișoara. Și multe alte mișcări făcute. Au venit doar jucători experimentați care ar trebui să se vadă, să se simtă, nu? În prestațiile lor încă din prima, că nu cred că se poate pune problema de acomodare la un jucător care a evoluat în Liga 1, 100 de meciuri, nu? Da, dar totuși există diferențe între Liga 1 și Liga 2. Aici totul e mai greu aici, la Liga 2. E mai greu din punct de vedere fizic, pentru că aici nu mai aștepți cu dribbling-ul. Cu... Păi Daniel, de ce te duci în cantonament? Să te pregătești fizic. Da, dar vezi că antrenorii români, chiar vorbeam și cu Adi Enci mai devreme, nu mai merg foarte mult pe ideea asta de pregătire spartană. Acum lucru cu mingea, nu mai alergă prin pădure, prin zăpadă, nu știu câte kilometri. S-a trecut de lucrul ăsta. Acum antrenorii tineri toți merg pe ideea, domne, să lucreze cu mingea, să facem tactică, să... adică nu mai există antrenamente fără minge sau foarte puțin. Pe cred, Daniel, că uite, de exemplu la Rapid, care ne oferă acest plăcut tandem, Nicolae Grigore, Viorel Hizo. Mă gândesc că dacă Viorel Hizo i-ar fi sugerat lui Nicolae Grigore, Nicul... Dar iată că ne îndreptăm către Timișoara și l-avem la telefon pe Dan Alexa. Îi mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Bună ziua, domnule Alexa! Bună ziua! Cum decurge pregătirea? Ne apropiem așa încet, încet de startul atât de așteptat de toată lumea. Da, mai avem, noi jucăm și în cupă, noi începem puțin mai repede meciurile oficiale. Am încercat să ne pregătim aici, de fapt ne pregătim pe plan local. Știți foarte bine problemele care au fost cu cantonamentele în străinătate. Am, cum e o perioadă normală de pregătire cu jocuri amicale, am încercat să dau minute tuturor jucătorilor. Acum încep să cristalizez un prim 14-15. Avem un joc pe 26 cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Și ușor-ușor să ajungem pe data de 10 februarie la ora jocului cu Astra, la un nivel optic, la un nivel bun.
Punctați, domnule Alexa, la fiecare apariție că formația pe care o antrenați, Aseopoli Timișoara, nu va muta foarte mult și va aduce doar jucători acolo unde este nevoie, în general cu experiență, lucru care s-a și întâmplat. Da, probabil te referi la ultimul transfer, Ionuț Cioinac. Nu și la Cioinac, și în general, spuneați că aduceți doar jucători. Da, un jucător important de la Recea, care are experiență. Da, încercăm să aducem jucători care să ne ajute acum pe termen scurt. Avem doar finale de jucat. Încerc să creez concurență și jucătorii care sunt mental pentru genul ăsta de meciuri să îi avem în echipă. L-am avut invitat aici în studio pe Adi Enci, fostul tehnician al Rapidului, și eu punctam Dan Alexa că îmi place. Întotdeauna Dan Alexa pronunță cuvântul promovare. Conducătorii de la Aseopoli sunt puțin mai rezervați. Adi Enci spunea, da, și mie îmi place că Dan Alexa vorbește de promovare, parcă este și obligat, spunea Adi Enci, de ceea ce se întâmplă frumos la Timișoara. Da, asta a fost și ideea în momentul în care am venit, clar să încercăm promovarea, pentru că ar fi o promovare istorică, Timișoara are nevoie de echipă în primă ligă, e păcat că s-a pierdut așa, să zic, interesul pentru performanță. Cumva sunt obligat să cred în promovarea asta și cred că avem șanse reale. Sigur, depinde de foarte mulți factori, depinde de o conjunctură, depinde de momente cheie ale meciurilor, depinde de momente, promovarea este foarte greu de obținut, dar suntem datori să facem absolut ce ține de noi pentru a reuși lucrul ăsta. Suntem un club, un alt fel de club, și credeți-mă ce vă spun, unde există foarte mult voluntariat, unde toată lumea, să zic așa, trage la căruță și toată lumea își pune mari speranțe în sezonul ăsta. Sigur, nu e ușor, nu plecăm favoriți, avem și noi, dar avem șansa noastră și trebuie să facem absolut tot ce ține de noi pentru a reuși. Dan Alexa, Daniel Lazare, vreau să te întreb, totuși sunt două echipe în Liga a doua care preferă cantonamentele în Antalya. Totuși mă gândeam ce s-ar întâmpla dacă după 15 februarie terenurile se vor prezenta destul de prost, pentru că e posibil să ningă, să plouă, să nu fie terenurile foarte bune. Ți-e frică de terenuri? Ai luat în calcul și varianta asta că ar putea influența rezultatele? Sigur, dar problema asta în România este de foarte, foarte mult timp. De când se joacă de vreme, adică de vreme ca și lună, în februarie. Înainte, când eram jucător, campionatul începea undeva prin martie și erau cât de cât ok. Trebuie să te adaptezi la ce îți oferă terenul. Cu siguranță, un teren greu influențează rezultatul sau echilibrează valorile, trebuie să te adaptezi, să joci ceea ce îți cere terenul respectiv. Și asta este. E o stare, de fapt, de care eu trebuie să țin cont. De fapt, de care cred că toți antrenorii trebuie să țină cont. Un an frumos fotbalistic, Dan Alexa, participare în Cupa României în optimile de finale, debutul în campionat cu obiectivul promovarea, un an frumos se anunță pentru Aseopoli Timișoara și provocator, da, pe de altă parte. Începutul a fost foarte bun, spre foarte bun. Avem șanse reale pentru play-off, suntem în optimile Cupei României, vine asta Giurgiu la Timișoara, momentan suntem în grafic, se muncește foarte mult, se fac eforturi foarte mari și oamenii care susțin echipa și încercăm, pentru o promovare pentru Timișoara ar valora o participare cu Cupei Europene la Liga 1. Dan Alexa, mulțumim foarte mult, spor la treabă, este de lucru în continuare și la Aseopoli Timișoara, ținem legătura, mulțumim foarte, foarte mult. Dan Alexa, tehnicianul, era să zic președintele, managerul, fostul manager, actualul antrenor, da, nu uitasem să precizez că și Romario Rus, un jucător cu mare experiență de la Comuna Recea, a completat efectivul celor de la Aseopoli, iată-l și pe Ionuț Cioinac și bine punctai și tu, doar jucători cu experiență, Daniel, se completează, se mărește numărul fotbaliștilor cu experiență care pot juca sub presiune, așa cum va fi de acum încolo și la Timișoara. E adevărat, ei au și un meci în cupă pe 10 februarie și lucrul ăsta. Altă provocare frumoasă. Da. Dar până la urmă ai nevoie de jucători cu experiență și un lot cât mai mare, pentru că sunt puține echipe care, din cele enumerate acolo, care mai sunt în Cupa României, Timișoara este, și lucrul ăsta
Până la urmă, nu știu dacă îi ajută. Poate că dacă s-ar fi concentrat doar pe promovare, ar fi fost mult mai simplu. Acum joacă în Cupa României, o șansă mare și pentru ei să acceadă mai departe. Vor trata meciul serios, nu îl vor trata, domne, ne prezentăm acolo și gata, am bifat meciul. Ei vor să meargă mai departe și au existat nenumărate cazuri în Cupa României în care echipele mici au mers foarte departe, iar Dan Alexa are o ambiție foarte mare, asta este clar. Marele păcat este, Daniel, și în cazul celor de la ASEU Poli, calificați în optimile de finală ale Cupei României, dacă nu vor putea avea fanii aproape, pentru că o participare în această fază a competiției ar fi adus foarte mulți suporteri. Din acest punct de vedere, este un mare, mare handicap și pentru ASEU Poli Timișoara, dar cine știe, până la ora partidei din februarie, poate că lucrurile se mai îndreaptă. Nu cred. Cred că sezonul ăsta este compromis. Speranțele, da, eu așa zic, speranțele se leagă de viitorul sezon, că ar putea fi spectatori în tribună, pentru că Timișoara are, chiar are nevoie de suporteri. Sunt multe echipe care nu se pot baza pe suporteri, dar la Timișoara, mai ales că e singura echipă, într-adevăr, care ajunge să joace pentru prima ligă, e ceva extraordinar. Iar Timișoara, la ce forță are orașul, ar trebui să aibă o echipă în prima ligă. Să vedem dacă pe gazon Dan Alexa și jucătorii pe care acesta îi pregătește vor reuși, pentru că acolo nu se face diferența. Mutări notabile, Ionuș și Ionac eram, acum că vreau să mă laud, dar erau unul dintre puținii care știau, puținii, să zicem, din presa sportivă, poate, care știau de venirea lui Ionuț Cioinac la ASEU Poli Timișoara. S-a vorbit foarte mult de trecerea acestuia la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, acolo unde alți trei colegi de la Turis, Turnu Măgurele, se transferaseră. Cioinac a tras puțin de timp. Să-l vedem, nu? Pe experimentatul jucător, care, iată, în ultima perioadă s-a obișnuit cu Liga a doua, Petrolul, Turis, Turnu Măgurele și acum formația din Timișoara. Iată că avem imagine acum de la partida amicală pe care Petrolul Ploiești o dispută la Târlungeni. Iată, Daniel, teren de bună calitate, sintetic. Ceva Petrolul zăpadă, află, e ceva zăpadă. Da, se află în cantonament la Săcele și dispută o partidă amicală cu AFC Odorheiul Secuiesc. 3-1, iată, pentru formația ploieșteană, cu 5 minute înainte de finalul disputei. Această echipă, Daniel Nazare, AFC Odorheiul Secuiesc, pregătită de Florin Stângă, care, iată, este un partener de întrecere pentru echipele de Liga a doua, au venit la București, au evoluat cu Rapidul, iată-i acum lasă cele în compania celor de la Petrolul, nu? Și astfel de meciuri pentru echipa de Liga a treia, punând aici și Progresul Spartak, care joacă acum cu Rapid, le fac bine acestor echipe de nivel inferior. Așa este și observăm că e și un teren care se prezintă în condiții bune, deși este zăpadă, dacă ne uităm în lateral și zăpadă multă dată la o parte. Deci terenul se prezintă în condiții bune. Asta contează pentru că într-o asemenea vreme, vă dați seama, la Târlungeni este și mai fric decât la București. La noi deja sunt 10-11 grade, aici probabil că sunt câteva grade. Dar e o bună oportunitate pentru a juca partide amicale, cu excepția celor două care pleacă în Turcia, pentru celelalte va fi un pic mai greu să găsească meciuri amicale. Adversar poate mai găsești, dar uite, un teren cum se prezintă acesta, greu de crezut. Da, teren sintetic. Să precizăm că Petrolul este în echipament de culoare închisă, iar formația din Odorhei în portocaliu, 3-1 pentru Petrolul, care, iată, va conta, ținând cont de faptul că este minutul 87, stimați telespectatori, a patra victorie amicală. Petrolul arată bine în acest moment, a fost un 7-0 cu CSO Plopeni, a urmat un 2-0 pe acest teren la Târlungeni cu SC Popești Leordeni, grupare de Liga 3-a Daniel Nazare, care se află și în cantonament la munte. A venit ieri testul cu Dunărea Călăraș, cel mai important de până acum, 2-1, și iată acum 3-1 cu echipa din Odorheiul Secuiesc. Petrolul, care va evolua și într-o partidă cu Craiova, liderul clasamentului, care se află în cantonament, spuneam, la Mogoșoaia, dacă nu greșesc, săptămâna viitoare, la încheierea stagiului pe care jucătorii lui Ovidiu Stângă îl petrec aici, lângă București. Va fi acest meci atât de interesant între două echipe cu pretenții clare de promovare în prima ligă, Petrolul Craiova. Da. Probabil că va fi o victorie pentru Petrolul. Ideea lui Viorel Moldovan este de a rula lotul, pentru că el, spre deosebire de alte echipe, are un lot numeros. Și cred că e o presiune foarte mare la Ploiești. Vă dați seama ce ar însemna al treilea sezon la rând în care echipa să nu promoveze. Iar Viorel Moldovan, la nivelul la care a jucat, el știe ce înseamnă să fii sub o asemenea presiune. Viorel Moldovan, care nu l-are la dispoziție, Daniel, cel puțin deocamdată, pe Sergiu Arnăutu, atacantul venit de la Concordia Chiajna, care este accidentat.
El nu a evoluat până acum în aceste partide de verificare. Se pare însă că nu este o problemă foarte, foarte gravă care ar împiedica prezența jucătorului pe gazon la debutul în nouă sezon. Însă e foarte important, nu pentru un jucător, dacă din păcate pierzi cantonamentul, nu ești fizic la nivelul celorlalți jucători. Petrolul Daniel mai are un atac pe Buhăescu, mai este acolo și Vali Balint, iată-l acum și pe Sergiu Arnăutu. Spuneam mai devreme că e nevoie de mulți jucători de calitate pentru ca lucrurile se schimbă de la o etapă la alta, intervin suspendări, accidentări și ai nevoie de toți oamenii din lot. Trebuie să recunoaștem că totuși Petrolul poate că n-are cel mai bun lot din Liga a doua, dar e în primele trei acolo, dar stă bine la alte lucruri. Stă bine la buget, stă bine la suporteri, stă bine la tradiție. Are toate lucrurile care o îndreptățesc să fie principala favorită. Dar nu înseamnă că dacă ai lucrurile astea, fotbalul nu e matematică, da? Am vorbit că fotbalul nu e matematică. N-ai garantat nimic, dar trebuie. Chiar am văzut o statistică a colegului Răzvan Toma și spunea acolo că e printre cele mai titrate echipe care au trecut prin Liga a doua. Da? CSM Reșița, ca să știi, Ionel Luțan, da? Este echipa cu cele mai multe ediții în Liga a doua. 54 la număr. Da. Cele mai multe. Da? Dar Petrolul la 4 titluri, la 3 titluri de campioane pe care le are, să stea 3 ani la rând și să nu promoveze, este totuși o problemă. Da, Petrolul care evoluează și în Cupa României, în primul meci oficial din acest sezon, pe Arena Ilie Ioan, în compania unei echipe greu încercate, Daniel, din Liga 1, Politehnica Iași, formația care l-are ca antrenor pe Daniel Pancu, va fi clar o repetiție generală înaintea duelului cu Metaloglobus din prima etapă a mini-retorului, care se va desfășura, cred eu, în nocturnă pe Arena Ilie Ioană, fiind considerat probabil de televiziunile care transmit aceste dispute de Liga a doua un joc de interes în programul primei etape. Minutul 90 al partidei amicale dintre Petrolul Ploiești și AFC Odorhei, 3-1 pentru Petrolul. Petrolul care va continua, Daniel, și săptămâna viitoare prezența la Săcele, spre deosebire de Dunărea Călăraș, care încheie astăzi. Doar o săptămână au stat la fața locului jucătorii pregătiți de Cristi Pustai. Nu știm nici noi exact motivele pentru care s-a scurtat acest stagiu. În schimb, Petrolul, iată că spuneai tu, Daniel, zona este frumoasă la Brașov. Nu neapărat că Viorel Moldovan a mers acolo pentru zăpadă sau pentru antrenamente din astea foarte dure, ci pentru terenuri, pentru că, iată, ai condiții bune de a te pregăti din acest punct de vedere. Da, Viorel Moldovan este un antrenor care are ambiții foarte mari. Gândiți-vă că el a promovat cu Chindia. Acum, dacă s-ar întâmpla și cu Petrolul, ar fi foarte bine. A fost și el la un pas să fie demis. Au fost chiar ceva probleme la Petrolul, chiar din conducerea. Câțiva au fost jucători, au cerut acest lucru, dar nu s-a întâmplat. Acum, dacă staful administrativ a greșit sau nu, vom vedea în următoarele luni. Dar, Daniel, un aspect foarte important pe care l-am reținut așa delicat dintr-un discurs al președintelui Costel Lazar, în direct cu noi aici la Metropola TV. Am adus jucători cu experiență, toți ceruți de antrenorul Viorel Moldovan. Adică presiunea este și mai mare pe tehnician, că dacă, Doamne ferește, Doamne, ți-am adus tot ce ai avut nevoie. Dacă nu merge treaba, noi i-am adus. Tu i-ai cerut, înseamnă că n-a fost ceea ce trebuie și vedem ce decizii se vor lua la momentul oportun. Uite, sunt și minute de prelungire, nu? Sau s-a terminat acum? Da, chiar în acest moment Petrolul câștigă cu 3-1, a patra partidă amicală, a patra victorie pentru formația lui Viorel Moldovan. Dar cum e, Daniel, aceste meciuri amicale îți dau un oarecare barometru și ți-aduc așa o infuzie de optimism în legătură cu partidele oficiale care vor veni? Probabil că încearcă să ruleze întreg lotul, să-i vadă pe toți jucătorii, să vadă la ce nivel sunt fiecare dintre ei. Și lotul este unul numeros, adică poate să joace o repriză cu unii și o repriză cu alții, nu știu cum a fost la partida aceasta, dar are timp și are unde să joace Viorel Moldovan. Nu toți antrenorii, să știi, de Liga a doua sunt mulțumiți, chiar vorbeam cu Dan Alexa, de terenurile proprii în acest moment, că totuși este mijlocul lui ianuarie acum. Nu, Petrolul a jucat cu Popeșile Ordeni cu o formulă de echipă, considerată garnitura secundă la acest moment, iar ieri, cu Dunărea Călăraș, vreme de 90 de minute, Viorel Moldovan a reținut pe gazon doar formula de bază, nu a făcut nicio schimbare, pentru că tocmai de aceea s-au luat aceste meciuri unul după altul. Astăzi, cred că tot așa, a fost o intercalare cu cei de la Odorhei, dar în partida cu Dunărea Călăraș și formula de bază care se prefigurează la acest moment a fost ținută pe teren, vreme de 90 de minute de Viorel Moldovan. Cantonament lasă cele pentru Petrolul, care va continua și săptămâna viitoare. Așadar, toate echipele de Liga a doua sunt în plină pregătire a noului sezon.
toate fac antrenamente, fiecare pe unde și joacă și meciuri de verificare. Și jocuri amicale. Păi ce faci, Daniel? Fotbalistul fără jocuri de verificare, doar alergător. E interesant că toate meciurile astea de verificare se dispută la ora la care se disputau meciurile, adică sâmbătă la ora 11, 12, da, cam atunci sunt meciurile. Vezi că foarte multe echipe joacă acum. E adevărat, dar aceste formații importante, Craiova, Rapid, Petrolul, așa, Ucluj, vor juca nocturnă, probabil, meciurile oficiale. Meciurile televizate, da. Aceste jocuri atractive care vor urma în ultimele 6 etape ale turului vor atrage, cred eu, foarte multe priviri și la televiziune. Meciurile sunt destul de urmărite, Daniel, cele de Liga a doua. Chiar un play-off, dacă ajung acolo, Petrolul, Cluj, Craiova, vor fi meciuri interesante. Vom vedea, Daniel, în partea finală a emisiunii noastre. Deocamdată, dragi prieteni, facem o scurtă pauză și vom reveni cu partea finală a emisiunii noastre de astăzi.